Da, eu îți mulțumesc pentru invitație și, într-adevăr, când am discutat cu doamna Necula, am discutat mai multă vreme de această școală de vară, dar la un moment dat doamna Necula îmi propune tema. Iată această temă despre scrierea științifică în domeniul asistenței sociale. Am spus, ok, dar nu știu dacă este neapărat scrierea științifică în domeniul asistenței sociale, ci în primul rând aș vrea să discutăm, înainte de a discuta despre scrierea științifică, o altă problemă care cred eu că stă la baza acestei diferențe între faptul că putem face niște lucruri extraordinare în ceea ce privește anchetele sociale și acum niște prezentări deosebite la astfel de întâlniri și faptul că în publicațiile de specialitate asistența socială este mai puțin reprezentată, ca să spunem așa, decât alte profesii, decât sociologia, decât dreptul și așa mai departe, de către profesioniști și nu de către mediul academic. În primul rând, pentru că există o imagine de sine destul de distorsionată a multor asistenți sociali, că noi suntem practicieni și nu teoreticieni. Și de ce spun distorsionată? Pentru că ați văzut astăzi, discuțiile pleacă de la practică, dar se referă tot timpul la o teorie, se referă tot timpul la modalități efective de intervenție, la modalități efective de practică, la teorii de, juridice, la teorii de natură sociologică și așa mai departe. Pentru că, și nu este o problemă românească, este o problemă internațională, pentru că statutul profesiei nu este încă pe deplin internalizat de către profesioniști. Faptul că suntem o profesie transdisciplinară, faptul că mulți spun, păi și ce fel de știință e asistența socială? Nu e o știință până la urmă, nu? E o practică. Și atunci, cum ar putea să mergem în sfera academică cu pretenții științifice și așa mai departe, când, de fapt, corpusul profesional e o practică? Și atunci, toată lumea spune, păi noi suntem practicieni. Relația dintre teorie și practică este cea care trebuie, în primul rând, înțeleasă înainte de a putea vedea cam ce fel de scriitură, cam ce fel de articole științifice sunt specifice domeniului asistenței sociale și prin ce și cum anume pot ele interfera cu cele din domeniul psihologiei, sociologiei, dreptului și așa mai departe. În primul rând, ar trebui să clarificăm să clarificăm pentru noi, la profesioniști, acest corpus profesional, să spunem, ok, cam care este statutul științific, statutul epistemic al profesiei. Și atunci începem să spunem, oare rezolvăm cazurile fără a avea la bază un suport teoretic? Păi, în principiu spunem, suportul teoretic este inaplicabil în practică. Pentru că, am văzut astăzi, pentru că în foarte multe cazuri suportul teoretic este importat din alte țări și nu e adecvat în realitatea românească, în realitatea moldovenească, dar nici măcar în realitatea britanică nu e total, dar nici măcar în cea. De ce? Pentru că aici problemele specifice asistenței sociale evoluează. Și atunci corpusul teoretic trebuie să țină pasul cu practica. Și atunci este rolul practicienilor să vină înspre zona teoreticului și să spună, iată, asta, cu asta ne confruntăm în practică. Și atunci, principalul tip de articole pe care îl văd specific asistenței sociale sunt articole bazate pe studii de caz. Doar că noi când învățăm studii de caz, e ceva foarte similar cu ancheta socială. Adică facem un studiu de caz, adică facem o anchetă socială, două, mai spunem niște aspecte despre managementul de caz și cam aia e studiul. Aici apare o problemă, că în literatura sociologică sau psihologică, studiul de caz înseamnă ceva mai mult. Înseamnă exact ceea ce faceți în practică. Cum ajungeți să faceți o anumită intervenție? Pentru că intervenția nu facem doar dedusă din ancheta socială. Începem să folosim instrumente.
începem să privim cazul din diverse perspective. Și atunci, exact acele multiple perspective, acele moduri în care interacționăm cu beneficiarul, sunt obiecte de interes. De ce? De ce studiul de caz și nu alte abordări ar trebui să stea la baza publicării? Pentru că nu lucrăm, spre deosebire de sociologie și de ce ați prezentat, ce ne-a prezentat aici Ciprian, noi nu lucrăm cu statistici. Pentru că e acea frumoasă zicală, pune mâna în gheață, pune mâna în foc, pe media e să stai bine, dar de fapt un degerat, cum asistența socială nu lucrează pe medii. Asistența socială lucrează pe situații concrete. Sigur că situațiile concrete au un pattern și sigur că astfel de informații despre pragul minim de sărăcie, despre mediana sărăciei și așa mai departe, sunt foarte importante pentru a vedea direcția către care trebuie să ne îndreptăm eforturile. În ce zone vom avea mai mult de lucru? În ce zone vor fi următoarele cazuri sau vom avea din ce în ce mai mult? Sau ne-ar trebui să ne așteptăm să avem situații problemă? Dar fiecare caz în sine, fiecare caz este diferit. Și atunci, metoda noastră predilectă, în care ar trebui să ne ducem publicarea științifică, e metoda studiului de caz. Care, sigur că nu înseamnă că o anchetă prin chestionar sau o altă, sau pe bază de interviuri sau altceva, nu este de dorit să o realizăm. Dar cel mai mult, sau modul în care cel mai mult ar putea să comunicăm și să interesăm alți profesioniști din domeniu, sunt relatările acestor studii de caz. Și jurnalele de specialitate din domeniul asistenței sociale, mai ales cele din străinătate, pentru că noi în țară avem două reviste pe asistență socială, la momentul actual este revista de asistență socială publicată de Universitatea de București, din București, care are chiar această denumire, revista de asistență socială, și Universitatea Cluj publică revista de cercetare și intervenție socială. Sunt cele două reviste pe domeniul din țară, în acest moment nu mai există o a treia. Mai există reviste care publică studii, publică cercetări din domeniu care au în vedere și asistența socială, dar care să publice specific asistența socială, nu avem. Și atunci mă refer la jurnalele din străinătate. Jurnalele de asistență socială au un larg, o foarte mare secțiune referitoare la studii de caz. Și aici se adresează direct profesionistului din teren. Pentru că cel care studiază asistența socială din perspectiva academică va trebui noi tot timpul să ne raportăm la sociologia asistenței sociale, la înțelegerea mecanismelor din spatele fenomenelor sociale. Da? Și atunci apare aici această aparentă ruptură între teoretician și practician. De ce? Pentru că la nivelul academic va trebui să producem teorii despre. Dar teoriile despre nu pot fi produse decât pe baza cazurilor pe care practicienii le pun în discuție. Și atunci trebuie să existe permanent această discuție, această dezbatere științifică între practicieni și teoreticieni, pentru că altfel practica va rămâne fără instrumente sau vor fi instrumente importate. Importate din alte spații culturale care vor merge sau nu, și care va dura foarte mult. Da? Va dura foarte mult să fie adaptate. Sau există acum însă o experiență foarte mare în a prelua, în a adapta modele și așa mai departe. Dar experiența acestor adaptări, a acestor modele, n-a fost niciodată transformată într-o experiență publicabilă, n-a fost niciodată împărtășită în acest fel, într-o manieră în care alte țări, iată, care ar urmări să vadă modelul nostru, să le poată dezvolta. Eu am făcut recent o cercetare pe sfera, să spunem, pe sfera probațiunii. Consilierii de probațiune spuneau problema că experiența pe care în România și în Republica Moldova și spuneau că experiența noastră este importată de acolo, dar o adaptăm permanent modelului nostru legat de persoanele care se află în probațiune. Ok, și cum faceți această adaptare? Și care sunt mecanismele prin care această adaptare devine operantă?
Da? Devine practică, devine implementată. Or, aceste mecanisme nu le poate înțelege, sau chiar dacă le poate înțelege, nu le poate explica în aceeași manieră un psiholog, un sociolog, decât cineva care vine din domeniul asistenței sociale. Atunci, asta este, din punctul meu de vedere, această relație dintre teoretic și practic în asistența socială. Și atunci, chiar dacă ne definim, sau mulți ne definim ca fiind practicieni, mai puțin teoreticieni, pentru că noi suntem practicieni, în ceea ce faceți, și dacă vă uitați, în majoritatea rapoartelor, sunteți și teoreticieni în mod implicit. Pentru că de fiecare dată explicați cauzal. Explicarea teoretică este explicare cauzală. Iar toate cazurile pe care le lucrați au o explicație cauzală. De ce? De ce aplicați o anumită măsură, în ce condiții, cum este explicat fenomenul social și așa mai departe. Și atunci, nu avem în asistența socială atât de mare ruptură între teoretic și practic, așa cum foarte mulți își închipă. De ce s-a ajuns la această ruptură? Pentru simplu fapt că foarte multă vreme statutul profesional al asistentului social a fost de a cei profesioniști care ajută pe lângă psiholog, pe lângă jurist, pe lângă... Și a fost foarte multă vreme creată această identitate profesională falsă de a fi o profesie de pe lângă. Și rolul pe care îl consider cel mai important rol al colegiului asistentului social este să explice societății în general, dar în primul rând asistenților sociali, că nu suntem o profesie pe lângă. Că suntem o profesie de sine stătătoare care își creează în propria practică propriile reguli, propriul sistem epistemic, propriul sistem de valori, în consonanță cu celelalte, într-o abordare transdisciplinară. Sigur că nu putem să spunem, lăsăm deoparte psihologia, lăsăm deoparte dreptul, nu ne interesează. Nu ne putem lăsa deoparte, dar ne interpretăm, dar le înțelegem din perspectiva problemelor cu care noi ne confruntăm. Iar dacă avem o serie de probleme, avem o serie de practici, automat trebuie să avem o serie de valori. Nu? Și atunci avem un cod deontologic, avem o serie de valori. Îmi permit aici o critică a codului deontologic al CNASR-ului, care, dacă l-ați studiat cu atenție, el este legat de cum să pedepsim asistenții sociali care greșesc. Noi doi am dezbătut de mult această problemă. Da, deci studiați codul și veți vedea că e despre asistenții sociali care au o culpă profesională. Dacă cercetăm în același timp codurile asociațiilor profesionale a Statele Unite, din Marea Britanie, din Australia, din Brazilia, de unde vreți, încep cu valorile. Ce valori profesionale pun asistenții sociali la baza propriei profesii? Valorile sunt, în general, valorile umaniste. Este omul, este o viziune centrată pe om, centrată pe subiect. Pe om care se află într-o situație particulară. Și tot timpul vorbim despre situații de risc, despre situații de vulnerabilitate. Sunt situații particulare. Ar trebui să vedem că, în primul rând, etichetăm persoanele, și ceea ce spuneau colegii, această etichetare duce, la mulți care au studiat cu domnul Asimiftodis, țin minte, de automarginalizare, de autovictimizare, autovulnerabilizare și așa mai departe. De ce? Pentru că există această senzație că nu sunt în regulă. Această senzație de nu sunt în regulă a beneficiarilor sau despre beneficiari, din păcate, este transferată la nivelul social către profesioniștii care lucrează cu acest beneficiar. Păi dacă lucrează cu persoanele sărace, ei sunt în mentalitatea colectivă a asistenților sociali. Vedeți că astăzi s-a discutat, s-a pus problema, să noi să facem bani sau să nu facem bani sau... Păi stați puțin, asistența socială nu e despre caritate, pur și simplu. Și mi-a plăcut foarte mult doamna Haraz, parcă a fost cea care a spus, trebuie să găsim soluții. Putem și găsim resurse. Asta este, de fapt, asistența socială. Despre a găsi resurse. Asta este valoarea centrală pe care ea aș pune. Să găsim resurse în comunitate. Să putem transforma comunitatea în comunitate activă. Nu într-o comunitate care își plânge de milă,
atunci vedeți, venim către un cod etic, nu doar un cod deontologic. Atunci transformăm viziunea despre profesie într-o profesie despre valoare, despre valoarea omului, care într-o anumită etapă a vieții, într-un anumit moment, față de o anumită conjunctură socială, se află într-o situație de vulnerabilitate. Dacă noi gândim așa despre noi, de ca profesioniști, în timp schimbăm și percepția publică despre profesia noastră. Cum? Păi sunt cei care își ajută beneficiarii nu să devină conform social, nu conformismul social, ci să-și devină autofuncționari, autosuficienți sau să-și îndeplinească propriile aspirații, pentru că noi, știți, bancul acela am ajutat o bătrânică să treacă strada, păi toți, păi da, că nu vroia, da? Pentru că, până la urmă... Cât v-a luat? Două ori, măi, da, asta trebuie. Păi da, ea bătrânica nu vroia. Da? Deci, noi nu avem misiunea să trecem strada o bătrânică care nu vrea, noi avem misiunea să o ajutăm să treacă, dar și să formăm convingerile că se poate trece strada, că strada aia nu e interzisă. Pentru că foarte mulți, și că poate, dar înainte de toate, foarte mulți au impresia că strada aia le e interzisă. Cum o să fie o persoană care vine de la țară, acum recent am fost în China și ne spunea cineva din China, un chinez spunea, aici e Beijingul, aici oamenii sunt capitală, dar vă imaginați în capătul Chinei, nu știu care provincie, ce nivel de trai este și nu știu cum. Păi exact, ăla din capătul Chinei nu-și imaginează, dar numai că problema nu e numai în China. Problema e peste tot, că nu-și imaginează că situația poate fi altă. Și atunci, o altă valoare a noastră e să fim promotori ai schimbării acestui imaginar social. Schimbării imaginarului social despre celălalt. Și iată că am plecat de la scrierea științifică în asistența socială. Scrierea științifică este despre aceste valori. Despre cum aceste valori devin sau pot deveni realitate. Pentru că altfel scriem în afara arei noastre profesionale. Scriem în afara arei noastre de valori și nimeni nu ne bagă în seamă. Pentru că încercăm să scriem sociologie, dar nu suntem sociologi. Încercăm să scriem psihologie, dar nu suntem psihologi. Încercăm însă să scriem transdisciplinar, cu elemente psihologice, cu elemente sociologice, cu elemente juridice. Dar, pornind de la aceste elemente care devin epistemice, devin epistemologice. Epistemologia însemnând teoria cercetării științifice. Și este foarte important ca noi, asistenții sociali, să înțelegem că avem anumite elemente de epistemologie diferită de alte științe. De ce? Știți, sau cei care ați studiat epistemologia în facultate sau ați citit, una din primele reguli din epistemologie este obiectivitatea. Totul trebuie să fie obiectiv, măsurabil. Măsurătorile trebuie să fie repetabile, să fie din nou, să pot fi făcute. Noi nu lucrăm cu cazuri repetabile. Cazurile sunt unice. Nu vom avea repetabilitate. N-avem cum. Avem o altă epistemologie la bază. Care eu vorbesc foarte mult despre ideea de epistemologie construcționistă. Despre modul în care fiecare interacțiune socială schimbă realitatea. O schimbă într-o manieră locală, într-o manieră personală și repetabilă. Și atunci e foarte greu să facem o cercetare care să spunem, păi este universal și nici nu ne trebuie. Pentru că nu vom mai întâlni acel caz, nu mai va mai întâlni nimeni. Ceea ce va întâlni sunt moduri de interacțiune, moduri de decodificare a interacțiunii. Și atunci, aceste moduri de decodificare a interacțiunii între profesioniști și client, între clienți, se bazează pe această nouă modalitate de înțelegere a ceea ce este științific pentru noi. Pentru că ceea ce este științific în această profesie, de asta mulți o spun, nu e știință asistența socială. De ce? Nu pentru că n-ar fi, ci pentru că are la bază alte preponderente epistemologice cu care ei nu sunt familiarizați și atunci o trece în sfera neștiințificului. Pentru că dacă vorbim de unicitate, de unicitatea umană, de perspectiva antropologică, care se bazează pe unicitatea individului, pe unicitatea fiecărui fenomen social în parte, atunci automat suntem într-o altă perspectivă epistemologică. Și atunci, din această perspectivă, ce ar trebui să conțină o publicație care să fie în specificul nostru, pentru că vorbeam de publicațiile
științifice din domeniul asistenței sociale și nu doar la cele pe care un asistent social ar putea să le publice, pentru sigur un asistent social ar putea să publice foarte bine și în domeniul, eu știu, nursing-ului și în domeniul transplantul de cap de maimuță. De exact. Avem noi doi un articol cu transplantul de cap de maimuță. Așa, care este, iată, transplantul de cap e o problemă care se discută la ora actuală în bioetică, cercetările de bioetică, iarăși pot fi de interes pentru domeniul asistenței sociale, dar vorbeam acum specific de publicarea în asistență socială. Și atunci, sigur că domeniul de doctorat asistență socială, de exemplu, a fost deschis de-abia anul trecut. Până în acest moment, toate doctoratele în asistență socială sunt doctorate în sociologie. Da? Eu personal conduc doctorate în sociologie, pentru că la momentul când am dat abilitarea, nu exista domeniul de asistență socială. E o problemă pentru că analiza pe care o face asistent social e o analiză sociologică. Și vin asistent social și spune, eu mă pricep, eu sunt expert. Păi da, ești, dar nu în sociologie. În sociologie e de la capăt. Pentru că în momentul ăsta vorbim însă despre scrierea în asistent social, unde voi sunteți experții, dar trebuie să facem, pentru că, ok, publicăm, ne citim între noi și trebuie să facem accesibilă această experiență profesională celorlalți profesioniști. Și aici vorbeam despre ce înseamnă scrierea științifică în genere. Păi avem două tipuri mari de scriere științifică. O scriere pentru experții de cel mai mare nivel, o scriere de tip academic. Și una care se bazează pe promovarea cunoașterii. Pe promovarea științei. De ce? Avem scrierea care aduce ultimele noutăți. De obicei se publică în jurnale științifice și aici vorbea colega despre factori de impact. E o scriere în general interesată pentru mediul academic care își propune să teoretizeze, să obțină niște pachete teoretice care apoi să fie eventual verificate în practică. Dar ok, în momentul în care se ajunge la o astfel de teorie, ce se întâmplă cu ea? Teoria poate sau nu să aibă vreo legătură cu practica. Atunci există o altă parte a publicării științifice, și anume de promovare a cunoașterii, de promovare a științei, în care cititorii nu mai sunt teoreticieni, cadre didactici universitari și mai departe, ci sunt practicieni. Sunt acele scrieri pe care le facem în calitate de practicieni pentru colegii noștri practicieni. Deci colegii noștri practicieni din același domeniu sau din domenii înrudite, pentru că protecția socială nu e strict realizată de asistenți sociali. În protecția socială sunt implicați medici, sunt implicați juriști, sunt implicați economiști, sunt implicați psihologi și așa mai departe. Ei trebuie să înțeleagă fenomenele și din perspectiva asistenți sociali, nu doar din perspectiva asistenți sociali. Dar dacă el rămâne doar din perspectiva economistului, va înțelege că, domnule, dacă îi dai bani la cazul respectiv, îi dai un ajutor social, ocazional sau... Ai rezolvat problema, că domnule, i-ai dat bani, are bani, are ce să descurce și atunci... Și din păcate așa se construiesc multe dintre poziții noastre sociale. Dă-i un ajutor. Și din păcate avem un sistem național de asistență socială bazat pe prestații și nu pe servicii. Și din păcate încă așa se cum construite politici sociale, pe prestații, să le dăm să aibă. Păi da, dar n-au. Păi de ce n-au? Oricât de mult am dat. Și acum vine legiuitorul și spune, păi să le tăiem ajutoarele. Păi să le tăiem, că nu mai sunt bani. Și ați văzut recent legea, nu, cu venitul minim garantat, care încetează în momentul în care beneficiarii de prestații nu-și practică un număr de ore de... Dar, practic, el nu are niște competențe. Deci, ce ar putea să facă? Niște competențe de viață familiară, niște competențe de utilizare a resurselor, de acces al resurselor, pe care serviciile de asistență socială specializate ar trebui să fie cele care să-i le creeze. Adică, dincolo de, ok, dăm un ajutor de urgență, că n-are, face parte și dintr-un serie de servicii, ar trebui implicat. După care va veni comunitatea și spune, păi, dar noi suntem cu comunitate săracă, de unde să-i mai dau, dacă îi plătesc? Îi mai plătesc și serviciile. Și atunci,
Începem să spunem, a, păi avem nevoie de ONG-uri, păi avem nevoie de nu știu ce, avem nevoie și începem un tăvăluc. De ce? Pentru că sistemul e construit pe prestații și nu pe servicii. Sistemul este construit pe... Și acum, recent, ați văzut că s-a pus problema la nivelul Ministerului Educației pe acele cursuri de educație familială. Sigur, nu discutăm despre componenta religioasă, de componenta spirituală, despre și așa mai departe. Dar dincolo de elementele discutabile din acel proiect, cred că este foarte important măcar ideea că avem o astfel de inițiativă la nivelul Ministerului Educației de a fundamenta educația parentală pentru toate categoriile de părinți, nu doar pentru diverse categorii de părinți în situații de risc. Da? Cum se face? În ce mod va trebui să fie, dincolo de implicația strict normativă și poate herupistă în care s-a pus proiectul, va trebui să există o discuție la nivelul societății, cam ce valori promovăm prin această educație parentală, cam care sunt valorile familiale pe care le promovăm în educația parentală. Pentru că, sigur, valorile de acceptare socială a unor categorii de persoane primează sau dimpotrivă, primează independența sau dimpotrivă primează spiritul comunitarian sau dimpotrivă. Care sunt valorile? Dar noi nu am avut o discuție cu privire la care sunt valorile la nivel comunitar în România. Noi nu știm care sunt. Noi avem așa niște idei că valorile sunt familia tradițională și acum avea un referendum privire la familia tradițională. Dar credeți că lumea știe ce înseamnă familia tradițională? Adică am avut o discuție reală la nivelul societății. Care sunt aceste valori pe care noi le apărăm? Și atunci ne ducem și apărăm niște valori. Sunt acele valori asumate de întreaga societate, asumate de majoritatea societății. Cam care sunt? Și iarăși un alt domeniu pe care, în care scrierea științifică în asistență socială ar trebui să vină este această asumare a valorilor. Cam care sunt valorile asumate în comunitatea X, în comunitatea Y? Pentru că acest dialog al valorilor din societate este foarte important, pentru că altfel promovăm inițiative legislative fără un suport real în ceea ce privește comunitatea. Cam atât. Nu, da, eu nu mă pot abține întrebarea finală. Întrebarea finală era, știi, punctual, că asistenții sociali, deci în primul rând plecăm de aici așa, cu nasul pe sus, da? Deci cu nasul pe sus, suntem demni, suntem puternici, uitați, avem școală de vară, avem atâtea evenimente, noi trebuie să ne dăm valoare. Întrebarea este, cum ar putea concret un asistent social să scrie un articol? Adică cum am putea noi să-l activăm, în afară că îl consiliem, ca să scrie totuși un articol și să ajungă acest articol la publicare? Ce elemente trebuie să cuprindă esențial? Elementele pe care un articol științific de calitate ar trebui să le cuprindă sunt, în primul rând, obiectiv. Și ăsta trebuie enunțat de la început. Foarte multe, și aici nu doar din asistență socială, aici deja văd din experiența de editor, majoritatea articolelor care ajung în redacția noastră nu au obiectiv. Obiectivul trebuie să spună clar. Pe această lucrare își propune să discute despre asta, își propune să clarifice punctul de vedere, să prezinte rezultatele unei cercetări despre cutare fenomen, despre cutare situație. Își propune să prezinte un studiu de caz cu privire la următorul fenomen. Deci, în primul rând, trebuie să avem un obiectiv. De ce trebuie să avem un obiectiv? Pentru că altfel povestim mult, dar nimeni nu înțelege și despre ce anume povestim. Deci primul aspect al unei cercetări, a unui articol, unei cărți, este să avem foarte clar, să avem noi în primul rând foarte clar și să transmitem cititorului foarte clar care este obiectivul nostru. Despre ce vrem să scriem. Al doilea este să avem contextul creat și explicita contextul. Contextul teoretic. Teoria îngrijirii, teoria pierderii, teoria... Și vorbesc de teorii arhicunoscute, dar în fiecare ramură există teorii și actuale și moderne și așa mai departe, pe care fiecare practician își bazează până la urmă intervenția. Că nu și-o bazează așa după ureche. Și-o bazează totuși prin un cadru teoretic, pe care însă îl interpretează din propria perspectivă. Și atunci, exact acea perspectivă teoretică, acel cadru teoretic, trebuie explicitat. Apoi cadru normativ.
în ce context normativ funcționează acea perspectivă teoretică, va fi acel caz prezentat. Și apoi, partea cea mai importantă este prezentarea concretă a situației. Situația putem fi, de exemplu, violența în familie, ca situație generală, da? Violența în familie poate fi prezentată, sigur, sociologic, numărate, cazurile explicitate și așa mai departe, dar poate fi prezentate 3 sau 4 cazuri. Dar prezentat în așa fel încât un cititor să-ți înțeleagă ție, asistent social, perspectiva cu care tu ai lucrat. Altfel, nu va folosi nimănui. Ori, scurt de caz, ce trebuie să conțină? Descrierea foarte clară a cazului, sigur, cu respectarea confidențialității, cu respectarea dreptului la viață privată a identității, ascunderea identității persoanei, cu obținerea consimțământului informat înainte de publicarea rezultatelor, oricărei cercetări a rezultatelor a studiului de caz respectiv. Nu putem publica un studiu de caz până nu avem consimțământul, și aici este o discuție foarte largă, dacă putem publica un studiu de caz fără să avem consimțământul expres al persoanei care am făcut studiul de caz, și regulile, standardele internaționale spun că putem publica fără consimțământ informat un studiu de caz în care persoana respectivă nu s-ar recunoaște dacă ar citi articol. Deja transform realitatea. Dar o transformăm prea mult. Nu e... Dar ne bazăm pe faptul că beneficiarii noștri nu citesc articolele de specialitate. Deci așa este convenția internațională, că poți publica fără consimțământ informat acele studii de caz în care beneficiarii nu s-ar recunoaște. Nu ar putea ști cu precizie că e despre el vorba. Da? Nu putea să le scriem la modul foarte bine scris, încât aproape tot să se regăsească într-un articol cei care se confruntă cu același tip de problemă. Exact, cu același tip de problemă, să fie cu un anumit grad de generalizare. Da? Asta este important. Și acum, foarte important este interpretarea noastră proprie, pentru că majoritatea se opresc la descrierea cazului, fără să treacă nimic despre tu. Cum interpretezi acel caz? Tu cum l-ai gândit? Tu cum ai interpretat? Care a fost reacția ta la caz? Care a fost valoarea adăugată pe care tu, ca practician, ai introdus-o? Și de aceea, asta face. Acum, sigur că stilistic trebuie să fie, un articol trebuie să fie lucrat din punct de vedere stilistic, adică să nu fie într-o... De obicei se publică fie în română, în jurnale interne și revista de asistență socială la București publică în limba română, fie în limba engleză, majoritatea jurnalelor internaționale, inclusiv revista de cercetare și intervenție socială, cea de-a doua revistă de care spuneam că există în domeniu, în România, publică în limba engleză.